Găsit. Așa cum a fost anunțat în invitația trafice, conform dispoziției nouă din 23.1.2020, suntem în formație completă, 13 cu 13, așa, pentru care vă rog să-mi dăm voie să vă prezint ordinea de zi. La punctul numărul 1 avem aprobarea procesului verbal a ședinței Consiliului Local din 12.12.2019, sau a ședinței extraordinare din 9.1.2020. La punctul numărul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea recomandării contravaloare cheltuielilor pe mijloace de transport ale școlii Scorțeni. La articolul 3, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare de pe raza Comunei Scorțeni pentru anul școlar 2020, cum se spune, 2021. De scurtătură. La punctul 4, punctul 4, avem proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între Poliția Locală Scorțeni și Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii cotei plafonului maxim lunar pentru consumul de combustibil pentru autoturismul dacilor organ din dotarea primăriei Scorțeni. La 6, întrebări, interpelări, informare primarul și consilieri și declarații politice. Toate proiectele hotărâre sunt inițiate de domnul primar Andor Ghiță Pătăr. Domnul președinte, de favor, vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor consilieri, ați ascultat ordinea de zi. Dacă nu sunt discuții, în primul rând întreb, dacă avem ceva discuții pe marginea ordinei de servici, vă rog frumos, cine se înscrie la cuvânt? Domnul Zanfirescu, cine se mai înscrie la cuvânt? Dacă nu se mai înscrie, domnul Zanfirescu, aveți cuvântul. Cu siguranță pe vreau să precizez, pentru că văd că în continuare ordinea de zi și mai ales mă așteptam ca la începutul anului să ne clarifice și cum de aspecte vis-a-vis nu numai de anumite proiecte, vis-a-vis și de informări, documentări care au venit ca solicitări ale noastre în Consiliul din anul precedent. Și pentru că nu sunt, apreciez că ordinea de zi nu reflectă la început de an 2020 problemele reale administrative cu care se confruntă Scorțenii. Sunt de acord cu ordinea de zi, deoarece trebuie să pot să iau cuvânt pe anumite probleme, că altfel n-aș fi fost de acord. Mulțumesc. Am înțeles. Mulțumesc și eu. Supunem la vot această ordine de zi. Cine este pentru? Se abține împotrivă cineva? Dăm drumul la articolul 1, aprobarea procesului verbal și ședinței ordinare al Consiliului Local din data de 12.12. Și a ședinței extraordinare din data de 09.01. Da. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proces verbal din data de 12.12.09.01, vă rog frumos dacă se înscrie cineva la cuvânt. Domnul Zanfirescu, dacă se mai înscrie cineva la cuvânt. Nu se înscrie, domnul Zanfirescu, aveți cuvânt. Am apreciat conținutul. Văd că în ultimul timp cine se ocupă de problema asta face treaba cu conștiinciozitate, dar revin cu aceeași problemă care am pus-o data trecută, domn președinte, că noi avem aici totdeauna documentele nesemnate. Deci noi avem la mapă documente nesemnate. Domnul secretar, deci nici dumneavoastră nu le-a semnat. Deci am fost și în luna trecută și am spus, la noi la mapă documentul vine semnat. De acord cu dumneavoastră, domnul consilier. Atât. Deci, numai puțin, lăsați. Și ultima dată o să spuneți despre ce este vorba. Da. Deci cine este pentru cu procesul ăla la articolul 1? Se abține cineva? Pentru nu. Se aprobă în unanimitate. La articolul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar la școala gimnazială Scorțeni.
dacă este cineva și discuții pe urma acestui articol. Dacă nu supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc frumos! Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare pe raza aia. Este adevărat că la început de an se face acest lucru. Da. Discuții pe urmă. Domnul Zanfirescu s-a înscris. Cine se mai înscrie? Nu. Domnul Zanfirescu, aveți cuvântul. M-aș vrea așteptat să vină și doamna directoare un pic la început de an. De acord. Este era bine. Că, așa, măcar când începem anul și când începem și anul școlar. Eu pot să-i fac adresă la următoarea. Era o problemă. Da. Documentul, din punctul meu de vedere, ăsta care e venit de la inspectorat. E în regulă, nu am nimic problem, dar vis-a-vis de anumite cifre de școlarizare de aici, de copii, preșcolari, școlari, gimnazială, vreau să-i pun chiar ei. Vreau să-i pun chiar ei o problemă. Nu este nu fac un caz din asta, da? Când vii cu un document foarte important, da, era bine câteva minute să fost aici. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, domnul consilier. Supunem spre aprobare acest proiect de articolul 3. Cine este pentru? 3. Mergem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de calcul. Unde l-aveți pe domnul polițist? Este jos. Unde? Jos, în birou. Păi chemați-l domnul primar. Este problema dânsului. Deci, cu ei punem întrebări. Pune vașele private. Da. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Gelu Zanfirescu. Hai cineva dacă se mai înscrie. Vine la ședință. Da. Păi, domnul Gelu, până vine domnul polițist local să discutăm. Da, adică să avem întrebări de pus pentru. Da. Și dânsul să ne răspundă. Eu am citit cu mare atenție treaba asta. Și am văzut că este o bază serioasă, legală. Da. E chiar venit adresa. Da. Da. Nu știu dacă ați observat, dar nu ne lipsește chiar protocolul de aici. Nu l-am văzut niciodată. Deci protocolul nu este. Deci în baza... Deci noi nu aprobăm, Vasile, vorbesc eu. Dar rog frumos. Deci noi nu aprobăm o încheiere. Eu aș fi vrut acum, noi Consiliul, să discutăm chiar pe protocolul făcut. Da? Eu nu aprob încheierea pantoflului. Eu aprob protocolul. Da? Asta presupune. Și acum ce mi-am... Deci lipsește protocolul. Noi, Consiliul, deci vedeam acum cele două instituții, Poliția Națională, Poliția Locală, cum și-au așezat pe baza normativelor, a regulilor, a documentarilor, treburile acestea, a legilor specifice, dacă vrem să o luăm așa. Că fiecare... De asta am invitat, domnul Consiliu, să deci, explice, dar... Vedeam, că eu vă dau un exemplu. Dimineața, când vin copilașii la școală, da? Cine gestionează un pic trecerea la... Aici, să zicem în față, da? Păi scriem protocol, domn președinte. Nu? De acord, de acord. Păi protocolul unde-i? Ce spuneți dumneavoastră, într-un totul de acord. Dar fiind faptul că există acest protocol, nu știu dacă sunt... Vă spune acum, domnul Balcan, cu domnul șef de post, cu juristul, poliției, cu juristul, primăriei, dădea o formă frumoasă, că e de la moșne, plăce, încoace, cărțile din cărți să fac, deci cu atribuțiunile specifice, fiecare instituție, da? Și noi vedem protocolul. Care protocol? Păi noi, de fapt, ce aprobăm acum? A, aprobăm încheierea. Încheierea discuției. Și o replanificăm. Încheierea discuției și o replanificăm așa cum trebuie. Doamna Vibăr. Cu protocolul pe masă. În punctul meu de vedere, o să vedem. Păi atunci degeaba mai vine și domnul polițist local, supun spre aprobare, dacă dăm drumul sau mergem luna viitoare la următoarea ședință. Domnul... Bună ziua, vă salut. Trăiți. Păi, dumneavoastră ați făcut aici un raport către domnul primar cu un protocol, dar noi consilierii nu am citit acel protocol. Situație în care vă pregătiți pentru luna 1 februarie, în ședința următoare, să avem și acel protocol, să știm despre ce se vot. Ce votăm, da? Deci, așa se face, militărește, da? Deci, supun spre aprobare dacă amânăm pentru luna viitoare. Eu am vorbit, dar e scăpat. Da, nu știu. Dar, deci, ce facem? O punem pentru ședința din luna februarie. Vă rog să aprobăm acest lucru dacă este pentru luna februarie. Cine este pentru? Cine faceți protocolul cu șeful de post? Cine este pentru amânare? Pentru amânare. Da, pentru amânare. Da. Cine să aprobăm? Normal că să amânăm. Hai, voi fiți atenți la vot. Da, da. Pentru amânare. Pentru amânare. Pentru amânare am pus întrebarea. Cine este pentru? Amânare. Pentru anulare. Pentru amânare. Scuzați, amânare. Amânare.
Da, mulțumesc mult. Trecem la punctul 5. Domnul Baltean, sunteți în linie? Îmi pare rău, domnul președinte, următoarea, cine este împotrivă, cine se abține. Auziți? Noi am discutat o treabă și dacă toți sunt prezenți pentru dumneavoastră, dacă spuneți că vă abțineți, trebuia să-i spuneți colegului, domnule, vici cu protocolul, dacă sunteți contra. Nu, eu am spus, dar este dreptul meu, eu mă abțin. Da, bine, atunci spuneți, se abține, doamna Cucuzoare. E dreptul de zi. Trecem la articolul 5, proiect de hotărâre privind Bine că n-ai fost aici. Haideți. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii cotei, plafonul maxim lunar privind consumul de combustibil pentru mașina unității, înțeleg, da? Domnul primar, câteva cuvinte, vă rog frumos să ne spune și nouă, pentru ce se ajunge. Cinstit și la hotărâre, chiar nu ajunge carburantul pentru câte drumuri se fac și chiar e necesar și procedura legală este să trecem pe Consiliul Local. Eu am solicitat o anumită cantitate, acum dumneavoastră o să decideți, chiar nu ajunge și avem nevoie de umblat. Am fost și la ea și acolo și acolo, nu ajunge loc. Eu vorbesc la modul real. Eu n-am mașină, nu am ca să vă spun, adică cumva să am experiența consumului cât e, cum e, dar nu ajunge, carburantul nu ajunge la această mașină. Semnați foaiele de parcurs, domnule primar, știți de exigență, aveți cunoștințe pe semnați. Omul face treabă, dar consumă mașina și trebuie să suplimentăm un pic să ne facem treaba. Dar cât carburant consumă? Nu, vă rog frumos. Ați terminat, da? Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Gelu. Mi-ați făcut simt, da? Stau unii aici? Da, domnule. Poți să mă trebuie și până, nu-i problemă. Că noi aici nu-i cu ordinea. Da. Scur, domnul Gelu. Bună ziua. Respect mea. Haideți aici. Dacă se mai înscrie cineva pe articolul ăsta, problema consumului de carburant, să-i mărim cu ăsta. Nu. Hai, Mihăiță. Da, vă întrebam așa dacă totuși este făcut un consum înainte, cât consuma, cât era, adică de unii consuma și acum nu mai ajunge, am întrebat așa. Dar nu ajunge la început, domnule. Păi, dar cât carburant avea înainte? Pe cât are consumul, că nu ajunge consumul pentru necesarul unității. Haideți că vă dau răspunsul, domnul primar, trebuia să știți că cota este dată 75 de litri lunar. Păi asta vă întrebam. 75 litri. Așa, păi asta întrebam. Adică cât avea și nu ajunge. Poate să suplimenteze cu încă 150 de litri. Nu. 75. 75. Nu. Păi asta e 150. Am 120. Plafonului maxim. Este maxim. Acum, domnul consilier, știți, de sus poate scoboare, mai sus nu se poate. Stai, Vlad, lasă-i, e rem. Da. Mergem mai departe. Domnul... Da, asta vreau să întreb. Da, adică dacă totuși... Sunteți mulțumit de răspunsul domnului primar? Chiar dacă nu, tot. Haideți, domnul Giron. Deci, întrebarea, dacă stăm și intrăm un pic în retorica ei, are sens. Sigur. Chiar dacă poate deranja. Știți de ce? E prima oară când se vine cu chestia asta pe urmă de zi. Noi Loganul, da, avem mai de multișor. Nu e nicio problemă. E foarte bine că s-a venit acum. Doi, nu spun o chestie că îl avantajează pe el, dar ca să știți. M-am uitat în lege. E în plafonul care spunea minim și maxim. Nu e nici maxim, nu e nici minim. Deci trebuia să vină în Consiliu cu o suplimentare că, într-adevăr, nu cred că ajung 75 de litri. Așa. Dar... El spune 120, nea Vasile spune 150, e pe acolo. Ce vă spun eu? E în regulă, eu vă spun așa, nu e în regulă altceva. Și v-am spus la comisie. Adică noi, dacă facem chestiunea asta, nu mai dăm și lui doamnă în fiecare lună 5 milioane de conturi, lui domnul 5 milioane de conturi, lui doamna aia altă care îți duce toată ziua la prefectură sau nu știu, să mai ce la trezorerii, la Măinești încă vă 4, 3, 2 milioane. Aveți grijă, deci dumneavoastră, ordonatorul principal de credit, că dacă avem chestiunea asta, că vine curtea la toamnă. Și o să vadă, băi, dar voi ați cheltuit 20 de milioane cu motorina și mai cheltuiți 20 de milioane și cu transportul. Care e realitatea? Și o să zici, păi, doamnă, știți că e cam așa. Deci, trebuie să avem rațiunea foarte clară că nu se pot amândouă la maxim. Și deci, nu mi-o luați numele rău. Nici de doamnă. Asta e toată treaba. Da, domnule. Păi de asta și vreau să eliminăm treaba asta. Adică să rămână doar nevoia. Doamne ferește,
Trebuie să adică dacă am intrat aici am majorat și sunt cam de acord, mai reducem din partea asta la altă, câți bani nu s-ai noștri, nici ai mie, nici ai noastră, nici al lor. Sunt aici la oamenilor, la comunității. Corect. Da. Mulțumesc. Da. Și eu vă mulțumesc. Da, păi atunci în situația asta să mergem până să votăm. Cine este pentru? Cantitatea care e până la 150 de milioane. 150 de milioane. Se abține cineva împotrivă? Mulțumesc, ați fost anunțat. E foarte bine. No, haideți. Ați venit din provincia de Paia. După ce terminăm dezbaterea, după aceea puteți să vedeți. Cât am rămas aici? 13? Da, 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 toți am întrebat. Da. La articolul 6, întrebări, interpelări, informări. Trebuie să-i dăm cuvântul, doamne, director. Să se termin. Puteți să spuneți în care 2-3 minute dumneavoastră, dacă aveți să spuneți pe punct ce se întâmplă cu anul școlar 2020. Da, la rețeaua școlară. Eu am venit așa, că de început de an. Foarte bine, că așa m-am gândit. Dar n-ați fost invitată să veniți la... Ați venit la dumneavoastră putere. Am venit, așa am zis, că e început de an și de an calendaristic. Am solicitat. Și vă zisem o ordine de zi și era treaba și cu rețeaua școlară și cu Veta. Și am zis că cred că e cel mai ok să fie eu. Eu am zis așa, că la început de an școlar, început de an calendaristic, e bine să ne mai vedem. Noi am votat, doamna director. Noi am votat. Da, dar rețeaua școlară era din septembrie, din decembrie. Dacă nu mai spuneți câteva cuvinte ca să ne... Da? Ce? În funcție de rețeaua școlară și din numărul de copii care au fost, ne-am avut plan cu școlarizare. Eu vreau doar să vă smulg niște aprecieri vis-a-vis de dimensiunea activității pe Grigoreni ca grădiniță, dimensiunea activității, că asta sunt niște cifre fără comentarii, care numai dumneavoastră le puteți, așa, e mult, e puțin, e... Care e perspectiva să pierdem sau să câștigăm? Haideți să o lăsăm, haideți să o lăsăm. Deci e ceva de special. Da, ajung, asta. E o problemă și cred că asta o știe toată lumea, cu numărul din ce în ce mai mic de copii. Da, și acum avem 213. La anul 214, deci încă ne mișcăm bine dacă suntem în creștere cu unul, dar ne bucurăm și pentru unul acela. Am fost cu rețeaua școlară, au făcut, se aprobase de către primărie, domnul secretar a făcut documentația necesară. Am fost cu planul de școlarizare la început, am scăpat ca printre urechile acului și cu restrângerea grădiniței de la Grigoreni și cu... Simultanul la 5-8, care oricum, pentru cei care au copii, cred că știți ce înseamnă simultan și mai ales la clasele mari. Da? Deci e un pas destul de ok. Numai că aici o să fie problemă la plata personalului. Nu știu ce pentru domnul Narcisa, pentru domnul care știți că lucrează în învățământ, anul ăsta a fost altfel, fiind bugetul de la ISJ, pentru salarii și cu mărirea de salarii și cu diferența postului pe relev rămânând același, au fost niște probleme și niște cifre fabuloase. Noi undeva, într-o listă, eram pe la poziția 67, cu deficient de 280 și ceva de milioane. Suma nu era mare, dar ca procentaj la numărul de cadre didactice, era de 117%. Da? Mare. Cei care au fost peste 113% au fost chemați la ISJ să vedem ce facem cu restrângere. Am avut noroc, să spunem așa, că numărul de copii mai puțin pe clase erau la clasa 5-a și la 8-a și am zis că nici într-un caz nu avem cum să-i dăm simultan la 5-a cu 8-a, că deja i-am pierdut pe toți, și pe cei mari și pe cei mici. Nici sălile de clasă nu ne avantajează tare mult când n-ai spațiu. Acum avem a 7-a cu a 8-a simultan, dar vă imaginați, copiii sunt mari, sălile de clasă nu sunt... Înțeles. Era odată un vis frumos, doamnă, tot pe aici avem coasele. Visau unii și mai visa și fostul director de o dezvoltare a școlii, de o redimensionare, de extindere, în care să... Toate la timpul lor. Spune ce aveți de spus dumneavoastră. Așa. Deci cu rețeaua școlară, pentru anul... Viitor e ok. Bine, mulțumim frumos. Grigoreniu am scăpat, încă mai putem să-l păstrăm și dacă ne mai ține Dumnezeu încă 2 ani, măcar până este doamna Tamara la pensie, e foarte bine, fine a venit. Personal, ce la transportul copiilor. Baza materială. Că de asta ziceam, domnul președinte, vă se grăbește. Nu mă gândesc. Baza materială se referă la ideea care am spus-o.
redimensionarea școlii era un vechi proiect, o discuție în Consiliu, în care cineva venea cu un proiect grandios, care avea un scop. Da? Mai știm, mai știm ceva? Da, ideea este nu. Este proiectul, vă spun eu, că inițiat de mine, este proiectul lucru, nu este din finanțare. Acum aștept să deschid la firul, cum am prins grădinița, că ne apucăm treabă în primăvară, da, așa vine și extinderea, vă spun mulțumesc. Eu. Am aflat adevărul. Din aceeași măsură, numai că să deschidă au fost afirmații foarte multe referitor. Ați primit cumva din bugetul local de la primărie suma de bani pentru copilașii cu merite bune la învățătură? Nu. Și chiar voiam, voiam să fac o mică paranteză. Să și domnul primar aici să spună de ce nu s-a primit. Nu mai fie comentarii referitor cu Consiliul Local nu a aprobat suma de bani pentru copiii cu merite bune la învățătură și noi nu am fost de acord. Că nu, din cauza... Noi am aprobat tot ce a fost în buget. Să explici, domnul primar, să ce puțin, da, ce puțin cât ține de nota de fundamentare făcute de mine, cât am fost eu. Ce-a făcut altul, știți cum mai... Nu că nu mă interesează, dar nu pot asuma o treabă. Am pus și anul ăsta bursa. Da? Deci nu e obligatoriu ca bursa să se dea la sfârșitul... Ați pus-o și anul trecut în documentar? Da. Noi am pus-o și la început și am mai făcut și multă de fundamentare la sfârșit undeva, doamna, cred că prin noiembrie. Noi nu am văzut. Eu pot să vă aduc. Eu de obicei să știți că am vorbele la mine. Da? Deci a fost suma de 5.000 de lei ca și aceea de anul ăsta. Și nici discuția. Care noi am avut și la sfârșitul semestrului și acum ne-a venit alta, că trebuie să completăm. Să le puneți în... Da, de ce? Aveți adresă cu număr de înregistrare trimise către unitatea administrativă, problema asta. Păi ia să o aduceți în ședința următoare. Da? Deci, exact cum am nota de fundamentare a fost care a fost pentru anul ăsta. Să aduce și acea adresă, să o discutăm. Avem și din... Domnul secretar, la ședința, la ședința când eram eu plecat, nu s-a supus... Deci, oricum am avut. Valoarea de 5.000 de lei. 5.000 de lei, da. La rectificare, la rectificare. Aia 5.000 la în decembrie. Nu deci nu s-a aprobat în Consiliul Local. Deci nu am făcut în noiembrie. Dumneavoastră, trebuie să aveți dimensiunea. Cheltuielor pe total, ca orice manager. Da. Puneți mâna pe pix, cum a zis Mircea, scriți acum, că noi, noi lucrăm la buget. Deja. La buget. La... Când vine discuția la buget, veniți vă rog aici. Deci aici asta e făcută pentru anul ăsta. Da? Perfect. Vă rog frumos. Doamna Oana, când este vorba de buget, vă rog să fiți aici. Da. Sunteți invitata noastră. Da. Da. Eu m-am lămurit cum să duc hârtiile. Asta e. Să fiți aici, vă rog. Sunteți interesați? Eram obligați să aprobăm toată rectificarea bugetară pentru suma de 5.000 de lei. Deci asta se ia în calcul. Adică când nu s-a aprobat de Consiliul Local. Păi nu s-a aprobat că noi nu putem să aprobăm o rectificare bugetară totală pe toată unitatea pentru suma de 5.000 de lei la școală. Păi asta a fost treaba. Și a intrat în blocul toate sumele. Asta este problema noastră. Aici, din bucătăria noastră, Consiliul primar. Inițial, da, dacă dumneavoastră, oricând, oricine ar fi primar, în calitatea care o aveți de directoare, și de manager, director, veniți la discuția de buget și cu hârtia lăsată, așa, o să vedeți că treaba o să fie ok. Sigur. Adică știți care e treaba, oricum nu știu. Și nu o să existe discuția asta, că să dăm vina cu aia. Că știți, nu merge comunitatea, nu am dat la buzi la biserică. Da, haideți să ducem discuții, gata, am înțeles despre ce este vorba, asta este problema. Veniți aici când se pune bugetul în picioare, iese hârtii tot ce avem de făcut și vin cu rugămintea să aveți și acea adresă care ați trimis-o nouă anul trecut. Și pe cea inițială și cea care a făcut-o deci, la final. Da. Cred că, la revedere. Trecem la articolul ăla frumos, întrebări interpelări. Cine vrea să se înscrie? Da, fie cuvântul domnului. Deci, vreți să... Da, vreți să asistați? Da, vreți da. Să... Deci, domnul Hage, nouă dată. Cine vrea să mai înscrie? Doamna Nuță. Nuță. Da? Domnul Gelu. Cine se mai înscrie? Mihăiță. Nu mai vreau. Domnul Hagi, mai aveți cuvântul, domnul Hagi. Da, eu am o întrebare să-i pun domnului primar. Am mai pus o dată o întrebare asemănătoare. Am înțeles că buldozerul primăriei a fost pus la treabă și a fost închiriat la câteva persoane. Mă interesează câte ore au fost taxate la acest buldozer. Câți bani s-au încasat mai mare de jos, pentru că este la cașerie. Acolo se încasează și o să spună... Dumneavoastră, bănesc că știți.
Vedeți că știți că au venit la dumneavoastră, au venit cu... Păi, și-au spus, am nevoie spun, de atâtea... Acum aș spun câte ori. Și au fost, 4, 5, 6, cât au fost, închiriat. Da, dar se face cerere către primar. Orice primar știe, da, domnule, am dat lui un exemplu, cu Vandra. Matale mă întrebe acum de două luni, că de două luni faci impresiunea. Da, au fost 4, 5, 6, 7 persoane, nu știu. Dar de ce să ați făcut, rău, că, ați făcut rău că ați zis că vă întreabă de două luni. Păi de două luni de zile nu știți. Am mai întrebat o dată și atunci eu uitam spre doamna contabilă și tot așa răspunsul ca și acum. Domnul primar, dumneavoastră trebuie să știți exact câte ore sunt. Păi, eu, da, domnul, eu fac la câte persoane ați dat? Am, am dat cu Vandra, de exemplu, el acolo sta 3 zile. Avem 8 ori 3, 24 de ore la Vandra. 3 zile la Vandra. Da. Sigur. O dat de exemplu cineva pe 23 ianuarie, iar o fost închiriat. Câte ori avem? 23 ianuarie. Unde a fost? Undeva în Scorțeni. O să vă spun când o să fie caz, o să spun și unde a fost. Dar câte ori a fost taxat? Am să vorbesc la ședința viitoare, vă dau datele. Exact. Bun. Câte ori și câte ori. Doamne Anunța, vă rog frumos. Și eu am foarte multe nelămuriri, sunt foarte mult dezamăgită în cauza din problema salubrității, taxa s-a mărit, noi nu beneficiam de bubelă, mașina când este noroi sau înghețat nu poate urca, dacă nu avem, nu se poate urca, noi înțelegem, ar trebui să avem mai multe tomberoane, așa, noi suntem conștienți că trebuie să plătim, dar vrem și noi să ne depindem să beneficiem de acest serviciu. Nu ne convine chiar să-l plătim, luna asta, de exemplu, a venit odată, ieși. Deci luna asta noi, eu la mine nu a urcat. A urcat săptămâna cealaltă, dar a urcat până la Tudoraică, la mine nu cu tot. Gheață, încă am căutat să stau de vorbă cu șoferul și a zis că, doamnă, eu ce să vă zic, eu nu pot, nici nu am, nici dacă am avea balastru, fus ceva, băieții ar da cu lovea, dar am putea urca, nu am putea lovea. Mașina e mare, eu nu risc. Da. Asta e. Mai aveam încă o problemă exact care a spus domnul Grant, dați-i răspuns, doamne. Așa. Deci, și... acum două săptămâni, când a fost problemă, când nu poate urci pe dragul direța, chiar doamna vice e obligat să-și pună la antru și a urcat. Urcat, la mine nu urcat. Deci, nu, hai să vă spun, doamna Anunța, chiar știu că ați lăsat niște cereri. Am lăsat? De atât, așa, să vă spun clar și sigur și sincer ce vreau să vă spun, de ce nu, nici nu trebuie să urci la dumneavoastră. Pentru că ei când au venit, eu asta vă zic. Nu. Când au venit domnul Ambăruș și era primar, dumneavoastră eram vice și când au venit aia la Romprest și au făcut evaluarea zonelor de unde se poate ridica gunoiul, zonele greu accesibile au fost dotate la intersecție cu containere metalice. Alea nu spuse pentru, doar pentru ulița unde nu se poate. Și fiecare om își duce acolo. Deci pe ulițe mărunte nici nu o să urce vreodată. De aia nici nu vă dă pubelă, că am, iar am vorbit la Romprest. Nu dă pubelă unde, dacă nu-ți urcă mașina, nu-ți dă pubelă. Ai containerele alea mari, două, trei, depinde pe fiecare zonă unde ești, pe zonă greu accesibilă, au pus containerele. Nu că eu am făcut toate demersurile. Doamna vice nu știu câte adrese au făcut, am făcut și eu. Nu le dau decât unde ajung mașina să ridice gunoiul. Nici nu le mai dau. Nici celălalt, câte au mai rămas 15 bucăți, nu le mai dau. O să se găsească soluții și la ei, ei, că nu noi, că nu prima realitate, noi cerem, dar ei trebuie, Romprestul, care furnizorul de servicii, trebuie să ne le ofere. Și au o anumită legislație lor internă, care ne depășește, adică oricare ar fi, nu ai cum să treci peste ei. Și mai am, vă rog, vă ascultăm. Și mai am o întrebare, care vin mulți pacienți la cabinet, vin persoane străine și îmi bate obrazul și, doamnă, azi sunteți aici, cum puteți să stați cu acest WC în față, plin focar de infecție? Tomberonul ăsta stricat aici în față, nu se vede, nu-l poate lua nimeni, nu căruțial în spate. Care, eu acum vă spun, de ce? O, din fața cabinetului, peste drum. Este gard. Eu acum vă spun că îmi bate obrazul, n-am ce răspunsul să le dau. Da, da, o să faci mult. Trebuie acolo în față, care îți poate pune în un container sau pus într-o căruță. Dus. Da. Bine. O să le iei pe tine. O să le iei pe tine. Tot băieți. Domnul... Doamne Anunța, dacă îmi permiteți, da? Gata să venea? Gata. Am mai avut, dar nu mai zic. Domnul Geru, vă rog. Am câteva probleme, de aceea vă rugăm să aveți un pic de răbdare, domn președinte. Cu siguranță. Ca să putem să plecăm,
Da, păi nu credeți că nu vorbesc da. Acum de... Da, nu, da, nu, dar ascultă, nu numai eu. Deci pentru Consiliul Local, acum pentru... La nivel administrativ, cea mai importantă problemă este aprobarea bugetului anul 2020. Că de aici putem discuta orice. În momentul de față, întrebarea care o pun. Avem bugetul de la Ministerul de Finanțe, domnul primar? Da. Bun. Este publicat pe site-ul primăriei. Bun. Bun. Prima evaluare. De la Consiliul Județean avem? Pe nou. De asta nici nu discut de buget, până nu am, okay. Am făcut așa Consiliul și văd ce. Deci v-ați apucat de creionarea bugetului. Este, dar este pus în dezbatere. Și l-a spus în dezbatere publică, da? Este pus da? În video 7 kg. Dar unde i-a spus? Pe site. Pe site-ul primării. Eu nu l-am văzut. A, doamne, interesant. Eu probabil la de 6-7 kg l-a pus. Păi, am, păi stați un pic acum, că probabil că mi-a scăpat. Eu chiar m-am uitat și nu l-am văzut, dar e posibil. O să reverific. Ideea este în felul următor, că nu avem încă sumele de la Consiliul Județean. Nu, vă spun așa, de la finanții mai puțin cu 2 miliarde ca anul trecut. Așa, obligațiile financiare ale primării cu persoane cu handicap și cu riepța noastră. Deci avem obligații suplimentare. Doar atât vă spun că pe investiții mi-au rămas 77 de mii în afară de tot ce este pe acord de ales. Și ce mai avem noi, vă mai spun, avantajul nostru e excedentul de 4.100.000 și plus și de Consiliul Județean să avem de acoperit proiectele de gaz, de apă, drumuri și ce mai este necesar. Bun. Dar vă uitați că l-am trenat în mare acolo, o să mai fie câteva puncte în funcție de cine îi ajută Consiliul Județean. Păi, în situația asta apreciez că poate că v-ați grăbit cu publicarea număr a unor parte din sume. Pentru că eu, de exemplu, vin ca un om simplu da. Și mă uit acolo și cu siguranță acolo, ce iau eu de bază, ce văd acolo, nu e ceea ce va fi în final. Și atunci eu nu mai pot să spun... Acum va fi în final. Eu nu mai pot să spun că am o imagine foarte clară asupra bugetului. Eu. Eu, John Zanfinescu. Ce este acum acolo, este, deci... Este o parte a bugetului. Este partea bugetului care se realizează. Doar suplimentar ce vine direcționat. Bugetul comunității cuprinde toate sumele care statul român le alocă, corect. Se pune în dezbatere publică obligatoriu pe secțiuni și pe capitole. Da, în momentul ăla, eu, cetățeanul Ionescu, Zanfirescu, da. Avram, Mitică, da? Mă uit acolo, îmi formulez în calitate de consilier cetățean anumite amendamente că, în care zic de ce acolo și nu acolo, cu care la discuția de buget, de proiect de hotărâre, domnul general, da, le supunem votului. Trec, nu trec, asta e democrația votului. Da? Deci eu vreau ca această problemă foarte importantă a bugetului să nu mai fie abordată ca în anul 2019. Nu, în ședință publică televizată, da. Pentru că este obligatoriu să asigurăm transparența, cum de fapt o asigurăm, și prin publicarea lui și în dezbaterea publică pe site-ul primului. De data de 19, dacă... de 19 trebuie trimis buget. De ședința o să fie, cred că, pe 17. Ca dumneavoastră vă faceți bucătăria. Deci este obligatoriu. De-aia am și pus-o în preambulul ăsta. Adică da, am o idee că eu... poate nu-i dă Consiliul nimic. Și ca să am timp problema să... este că eu acum, eu consilierul X, eu, dacă aveam toate elementele, toate datele, studiam, că sunt obligat să studiez și îmi creăram, dar uite, prin incertitudinea asta a lipsei unor sume, eu încă nu am o imagine foarte clară. De aceea, vă rog eu foarte mult. Dar se poate completa cu șapte deci, sume, să vă fac o idee ce am pus deci, acum. Deci ascultați-mă un pic. Vă sugerez că la Consiliul Județean, probabil, o să aveți niște informații înainte de a primi o chestiune. Veniți cu o completare pe asta sume, chiar dacă nu este oficial. La ultimul leuț și oficială. Ca eu să pot, păi că o să veniți în criză de timp și eu o să spun, păi da, sunteți în criză de timp, dar eu n-am văzut bugetul tot, păi, integral. Și n-am cum să-l votez până nu am imaginea, mintea mea clară. De aia și făcut primul pas. Deci ce este acolo este bun, diferența care vine o completare. Ne-am pus pe frecvență și văd că gândim la fel. Domnule, eu vreau să vă întreb sincer, dar foarte sincer, că suntem la început. Domnule, când terminați cu bătaia asta de joc la adresa lui Floricica Mareandu? Cu acest titlu de... Că a trecut un an și două luni
Femeia asta a fost pe aici, s-au văzut toate emisiunile televizate în care noi ne-am făcut, s-a mai greșit, s-a întârziat. Cine nu vrea, domnule? Domnule, mi-a spui cine nu vrea. Nu vrea nimeni, toți vrem. Păi și atunci te întreb, băi prieteni, păi atunci te întreb logic. De ce a trebuit un an și două luni și acum când trebuia noi în decembrie am stabilit pe 24 într-o ședință festivă sau pe 23, când nu eram pe 24, s-o chemăm pe femei sau iar a plecat doamna Niculina, a plecat în concediu cu fișetul, cu placheta și cu diploma. Băi oameni buni, bă, dar nu ne e rușine? Păi nu ne e rușine, mă. Hotărâm odată că diploma s-a făcut și acum când vrei să da. Bine, am înțeles. La bine, hai departe. 24 va fi liber. Pe 23 și pe 23. Ai venit o zi când vreți dumneavoastră? Doamne, am discutat 200 de ori așa. Vă o zi când vreți voi. Nu când vreau eu, când vreți. Ai spus la început de 24 ianuarie 2019, pe urmă 8 martie, pe urmă 247 noiembrie, 24 ianuarie. Băi, oameni buni. O sărbătoare și gata. Nu e, de băi, nu se poate așa ceva. Mai departe. La Logan, domn președinte. Deci am stabilit, e ok. Dar pe mine mă mai interesa și vreau să mă conectez un pic și cu colegii. Doamne, ai spus că nu știi la buldozer. Pe cum Dumnezeu, doamne, fiecare face cerere. La cerere, la știu câte cereri, vreau cel tuări. La câte, doamne, că ai sute de cereri, că ai 50, 15 cereri. Am aprobat 15 cereri. Deci vă rog și eu, la ședința următoare, la fiecare cerere care s-a făcut către dumneavoastră, de închiriere a buldo, excavatorului, să avem, așa cum a spus și Mircea, anexă factura cu încasarea. Da? În acest sens, vă rog și o reiau o chestie care a cerut-o Mircea Ambăruș, cred că de 6 sau 7, nu știu, în mult, vis-a-vis de căminul de la Florești. Pentru că și acolo s-au făcut cereri către ordonator principal de credite pentru anumite evenimente, s-au făcut niște încasări, încasări făcute pe baza hotărârii Consiliului Local cu acele prețuri. Domnule, ați făcut revenionul la... Răspundeți direct. Da sau nu? Ați făcut revenionul la Florești? Anul ăsta. Da? Aceste și mie din caserie cine, acum, cine. Chitanța, să vedem cât ați vărsat acolo, conform hotărârii Consiliului Local. Da, acum o aduceți. Da. Acum o aduceți. Uite, acum o aduceți și ne arătați nouă. Uite, domnule, eu primarul, că dumneavoastră ați făcut cererea, dumneavoastră ați aprobat. A făcut-o Sende sau altcine. Nu-i problemă. Vreau să văd și o chitanță acum din caserie, în care dumneavoastră ați plătit cât am stabilit noi în Consiliu, când am stabilit, folosirea acestui unui element de patrimoniu, da, că altfel să știți că folosiți patrimoniul Comunei Corțeni în interes personal. Și e penală treaba. Țineți minte, domnul Eugen, atunci când am aprobat... Domne, aduceți chitanța, eu vreau să o văd, domnule. Acum. Și la revelionul trecut la fel ați făcut. Dacă vă uitați-o de acolo... Dar nu așa s-a discutat. Ba da, eu vă țin, zic foarte clar, așa, luați din urmă și vedeți. Pentru membrii primăriei nu se încasează. Aveți un punct acolo care l-am aprobat cu toți. Au fost numai membrii primăriei acolo? Nu contează. De ce se dă? Ia-mi aici! Ia-mi aici! Acum, trei ani ai fost. Dar nici n-am plătit. Am plătit. Dar noi, consilierilor, n-am primit invitații, nu? Păi, nu facem mai departe? Nu încercați să o mai dați de pereți, mă. Dar nu facem pe pereți. Nu încercați. Căutăm cu invitații. N-am primit. Folosiți patrimoniul Comunei Scorțeni în interes personal. Asta-i treaba. Mai departe, domnul președinte. Continuă. Ai fost tu și eu. Da, domnul Hagiman. O să vă dau cuvântul și vă zic ce vă dau. Bravo, mie. Domnul Geru, dați-i. Anul trecut, la bugetul din... Domnul Hagi, mă! Vă dau cuvântul după. Lăsați-l pe domnul Geru. Anul trecut la buget, aduceți-vă aminte că au fost în bugetul pe 2019 o sumă, cred că vreo 60.000 sau 50.000 sau cred că am diminuat-o noi la 40. Mă corectați dumneavoastră. Pentru imobilul care a fost scos din rețeaua de... rețeaua școlară, școala Florești, care cu toți am stabilit aici, nu lăsăm să cadă jos. Ok, bun. Atunci am spus, eu am venit cu propunerea, Vasile, știu, le redau acum că am notat, am scos din procesul verbal de anul trecut. Haideți să-i dăm o utilitate printr-o hotărâre de Consiliul Local. Cu toți am spus, da, facem. Chiar ai venit cu o propunere, ceva de un centru social. Mi-aduc aminte. Păi dacă noi cream, noi cream atunci la acel imobil, da, îi cream certificatul de naștere automat, legal și arondarea lui financiară pe scopul care i l-am dat. Da?
N-ați făcut-o. Acum sunt convins că în buget o să veniți iar cu bani. Da, pentru imobil. Dar noi n-am stabilit ce facem acolo. Pentru că avut azi, azi a fost discuția, eram aici cu toții, că acolo se desfășoară niște activități comerciale. Să mai vinde, să mai cumpă, nu știu ce. Nu mă interesează cine, Popescu sau Ionescu. Acea treabă, dacă noi o stabileam că e ok până când facem acel centru sau alt scop, putea funcționa prin cerere către primar, adusă în Consiliul Local, o votam și plăteam să plăteam acolo un leu în plus la buget, da? Adică nu putem, domnule, să dispunem de patrimoniul comunii scorțeni, chiar că sunt eu primar, să-mi vătafu satului și fac ce vreau. Acolo cine face treaba asta, înțeles că preotul. Foarte bine, o face în spirit comunitar, da, pentru, da. Deci, pentru un lucru bun, măreț, grandios. Hai, dumneavoastră, să-i dăm și conotația normală. Când te întreb atunci, acele două contracte de sponsorizare, i-ai spus, domnul general? Unde sunt contracte de sponsorizare cu ăia care au pus pe domeniul public la Grigoreni, Gealan, sau cine sunt ăia? Și în partea... Da, bă, dar spuse pe domeniul nostru public. Are contract, îl dau jos. Păi și atunci, acum îl las, mai iau și eu. Mai iau un ban, măi, omule. Aveți două întrebări și eu am două răspunsuri. În primul rând, când le-au pus, din ce țin aminte, nu i-au dat primării acordul, că vă spun eu cine i-au dat acordul. I-a avut scătărea. Nu, le-a dat el așa acordul când avea în concesiuni sau în administrare. Acum, acel dispație este concesionat pe 7 ani. Eu sunt de acord că l-am făcut. Deci chiar, să știți, de la mine personal, o chem pe Diana sus, l-am chemat, am sunat eu la geal. Diana a spus în ședința trecută. I-am chemat cu contractul l-am găsit. Domnul secretar, unde era contractul aruncat? Acum, aruncat pe geam în spate la... unii se fumează în spate la centrală. Da? Deci eu i-am chemat pe aia de la Gealan, au zis că dau 100 de euro sau cât dracu vor da pe an pentru spațiul ăla. Deci e vorba de 2 ani de zile. Și am găsit contractul plin din noroi. Cred că ți l-am dat și la Indiro. Îți dai seama câți bani s-au încasat pe el. Dacă era plin din noroi după geam. Domnul primar, revenim. Chemați, dați jos alea. I-am chemat. Și pe bistro și ăla, vreți ceva de la cum l-a spus? Bistro? De pe... A unde bistro? La intrare, la lângă casa ta. Chiar lângă casa ta. Panouri publicitare trebuie să plătească la bugetul comunal ceva. 3 lei dacă stabilim noi aici. Dați, luați, nu-ți dați. Că o să vine cineva la sfârșit de an și o să zică, domnul primar, deci mie 5 lei că mor de foame. Și atunci eu zici, dar nene, uite, 5 lei, că am primit și eu de colo, de colo, un leu. În decembrie s-au discutat de asta. Dar dumneavoastră în decembrie început să răstăm. Nu eram, nu eram mai. Mai repede ați început să răbătă. Da. Da, bine. Mergem mai departe. Da. Avem ironii. Nu avem, că eu chiar sunt probleme mari. Cu apa. Uite ce răspunde domnul Găină. E publică. Deci cu apa, care ați spus-o că din cauza lui Zan Firescu nu o să mai aveți apă. Negativ. Eu vreau să aduc apă. Mai multă. Eu n-am păsat nimic. Oameni de bine. Oameni de bine puși din primărie. Gata. Nu mai că... Vorbim de geaba. Eu mor doar de glonț. Că dacă nu l-ai tras bine, mă repede de jos. Uite aici, Răzvan Găină spune foarte clar. Primăria, tot ce este în sarcina primăriei. A pus-o public. Și ce spune Răzvan Găină? A pus-o public. Spune Răzvan Găină. Uite aici. Obiectivul controlului de gospodărire a apelor a vizat stadiul reglementării din punct de vedere al gospodăriei a apelor a folosiței de apă a comunei Scorțeni. În timpul controlului s-au constatat. Nu te avantajează dacă mai poți să citezi, dar dacă mai poți. Dar spune, pe Doamne ferici. UAT Scorțeni nu a respectat măsurile la termenele stabilite prin procesele verbale de constatare în teren a serviciului avize și autorizații din cadrul serviciului comunal de autorizații de Bacău, nu știu ce, nu știu cum. Din 3 iulie 6, așa. Mai multe, sunt mai multe adrese. Da, da. Procesul verbal, deci sunt nominalizate mai multe. 2. Asta e una. Din cauza faptului că nu a transmis completările solicitate la documentația tehnică, nu s-au putut realiza măsurile impuse prin actele mai sus menționate, deci nu a putut fi autorizată să obțină autorizația de funcționare. Pentru cele de mai sus, am sancționat contravențional cu 35.000 de lei. Să-i plătiți voi din buzunar ăștia, care n-ați făcut treaba. 350 milioane. Nu v-ați făcut treaba? Plătiți din buzunar, nu de la Scorțeni. De la care legiu nu face? De la, nu știu, Cătălin. Deci eu nu știu. Deci nu știu. Deci plătiți voi din buzunar. Cine n-a făcut treaba, păi uitați în document. Ai cu rezoluție pe document. Cine se ocupe? Popescu, da? N-ai făcut? Ia de banul Popescu. Dacă nu plătești tu. Asta e treaba. Și mai departe, ca să o scot de tot, controlul s-a efectuat în urma autosesizării de către Inspecția Bazinală de Apă Siret și Inspecția Teritorială de Apă Bacău, da? Că nu ați îndeplinit
toate chestiunile care vi le-au lăsat în actele și procesele verbale de constatare. De toate ei s-au autosesizat că nu ați trimis documentele, că nu ați răspuns la ce vi s-a cerut și de aia s-au autosesizat. Bun. Nu i-a chemat Zan Firescu, cum spui tu la lume pe aici. Deci mi se pare foarte josnic. Așa spune lumea. Foarte josnic. Da. Că dar eu nu am postat nimic pe Facebook. Dar eu nu mai spun. Eu nu am acuzat, nu m-am scuzat. Da. Și nu am lansat eu... Este foarte real. Lăsați-l și pe el să vorbesc eu. Cine v-a spus dumneavoastră că stai apa, domnule, vi-l lansați așa ceva? Eu n-am auzit decât că se taie apa din cauza lui Zan Firescu. Cine taie apa? Păi dar eu nu am vrut. Dumneavoastră, ca cetățean, ce ați auzit dumneavoastră? Ce ați auzit dumneavoastră? Ce faci? Mi folosim un... Dan Firescu a făcut reclamat de la direct. Asta da, și eu știu imediat. De asta m-am adresat, și ca eu să știu toată lumea. De asta m-am adresat. Da. Nu, nu mai întoarceți figurile, că eu vorbesc cu dumneavoastră ca și cu ceilalți colegi. Deci asta e o realitate. Eu m-am adresat, pentru că eram acuzat... Apa nu se taie la nimeni, domn. Și mi s-a răspuns. Că dumneavoastră nu vă convine, nu mă interesează. Da, asta e treaba. Da. Pentru că fără că faci acolo tot felul de chimoți, hai să nu, deci nu e regulă. Nu e regulă. Pentru domnul primar. Da. Hai, bun, am terminat. Domnul Gelu, lăsați-l să vorbească. Ați vorbit, lăsați-l să spună. Deci, hai să vă dau niște argumente, că nu este, nu este necesar, dar vreau să vă dau să vă lămuresc. Deci, domnule, dumneavoastră știți ce măsuri stabilite ăștia când au venit? Să mut ori cimitir, ori rezervor. Dumneavoastră vă las seama ce înseamnă asta? Stabilim perimetrul de protecție. Păi dacă facem mișto, ăsta e mișto pe față. Deci ei au stabilit să mutăm rezervorul ăla de 34 de metri cub cât are, sau să mutăm cimitirul. În primul rând, apa nu se scoate din subsolul, din zona aia, deci este doar transfer acolo, vine de vale. Este filtrul cu ultraviolete, ce mi s-a cerut, le-am montat. După ce ei ne facturează anual, le plătim apa din sol, gândiți-vă ce vă zic, apa din sol, ne-o facturează și ne ia din indexul pe contor și noi le-o plătim. Adică tu îmi vizi mie laptele și mă amendesc că nu-i laptele bun, luat de la tine. Ce vorbim? Vă rog. Vă rog pe dumneavoastră, mai aveți președinția. Nu se taie apa la nimeni. Discuția, să termin eu. Discuția a fost în felul următor. Deci vă rog frumos. Stați cu ce să termin, domnul Geu. Domnul, să termin eu. Discuția, să ne lămurim. Discuția cu tăiatul apii, eu bănuiesc din o plecat. Niște, tot cetățeni din comună, domnul, uitați-vă la mine, domnul care presta servicii la apă. Da. Au venit, v-am arătat lista, nu? Este adresă la primărie cu 5-6 prezuntivi care nu plătesc apa, apa, da? Este la serviciu de venituri de jos. Acele persoane au și apometru și plătesc și apa. Doar, și mi se pare corect, discuția a fost, este și doamna preoteasă aici, a fost o discuție tot din cetățeni din sat, vă spun eu, că parohia ortodoxă din satul Scoțel n-a plătit niciodată apa și trebuie taxată. Deci, ca orice beneficiar al unui serviciu de apă, da, din sat. Păi și de acolo pleca cât ai apă, dar părinții mi spună toți oamenii cât ai apă. Primarul nu tăia apă nici la părinții. Părinții își pun apometru și să rămână, își va plăti ca orice om. Nu tăie nimeni apă, deci fondul, cum ai auzit matale, că nici tu nicio formă. Eu nu mi-i spun nici. Domnul, asta e treabă clară. Ia nimeni. Am o propunere, care este foarte dreaptă și foarte justă. Vă rog să trimiteți o adresă la cei care au fost în control aici și au amendat comunitatea cu 35.000 de lei să vină în plenul ședinței de Consiliu în una din următoarele luni, februarie sau martie, când podem și din cele două, pentru că vreau să le pun niște întrebări. Aici. Eu mai am... Mai aveți? Nu, mai îmi cer scuze. Mai am aici, eu. Mai am aici, da. Eu mai am. Și eu, domnul Gelu, așa. Asta e treaba, da. Și la dumneavoastră și la mine. Nu putem numai dintr-o leacă. Da. Mai greu. Așa. Eu am fost atent la celelalte chestiuni vis-a-vis de prețul de gunoi. Mai ales la ce a spus doamna colegă Nuța. Cred că era de bun augur, acum la început de an, ca o mică informare pe ordinea de zi, vis-a-vis de faptul că faceți parte din AGA la societatea de gunoi, să fi venit cu noutățile care le-a discutat în AGA în decembrie, că ați avut AGA în decembrie, așa,
Cum nu sunt? De vis-a-vis de preț, domnul primar. Nu sunt. Prețul era stabilit pe plafonul la care l-am de 6,72 a fost prețul pe 2019 pe persoană. Și evoluează fiecare an. Da, ei în AGA acum, dacă este o majorare de preț, așa, trebuie comunitatea să știe că foarte multă lume pe mine m-au întrebat dacă s-a majorat prețul la gunoi. Bineînțeles că am spus că, în primul rând, spun că nu vorbesc prostii. Nu stabilește primarul prețul la gunoi, că noi suntem într-o societate, într-o așa, în care acolo se iau niște hotărâri prin vot și se stabilește un preț. Asta am eliminat-o, n-am spus. Nu mai puteam să spun, bă, dar v-a dublat Anton, eu nu fac așa ceva. Bun, nu vorbesc prostii, ca alții. Dacă aveți problema asta și ați fost la AGA, să știți, veniți în comunitate, veniți în prima ședință și spuneți, oameni buni, asta este imaginea la gunoi pe anul 2020. Că eliminăm discuțiile de genul care au fost anul trecut, când pe data de 30, chiar astăzi, în ședința ordinară a Consiliului Local, a spus că Orțenul nu are nicio datorie la gunoi. Și după o săptămână ați corectat, să nu spun altfel, hotărârea de Consiliu și ați plătit 230 de milioane. Doamne, înțelegi bine, dar îți place să te repede. Nu, dar asta e treaba. Dar să nu ajungem în treaba aia, am zis că e mai bine să fim transparenți. Că asta este ideea. A transparență, să spunem exact pronume. Mergem mai departe. Am văzut pe site-ul primăriei, acolo. Site-ul primăriei, care, așa că mă uit pe el, nu este actualizat, domnul Cătălin, cu toate elementele. Poate îmi scapă chestia cu bugetul. Recunosc că poate îmi scapă. O să o merite. Dar vă rog eu cine este și mai postează acolo pe site-ul primăriei. Pentru că este imaginea instituției publice. Să se uite atent gramatical acolo, că mai rândul este în dreapta. Da. Eu am văzut, nu vreau să le discut. Deci dacă este un fapt, un băiat, băi, verificați că doar când te duci la site-ul primăriei, îți treci pe la ușa primarului. Domn primar, uitați ce vreau să spun. Sau secretarul, dacă nu, sau viceprimarul. Ia să văd. Băi, vezi, bă, că greșit cuvintele acolo. Hai, ne facem de râs. Problema electorală. Suntem într-un an foarte complicat electoral pentru toată comunitatea. Am rugămintea la dumneavoastră, special. Și la doamna, și mai special că e doamnă, să nu cumva să existe rumoarea, să nu existe bănuiala că dumneavoastră ați putea folosi patrimoniul comunității și angajații comunității în acest joc electoral, în a vă asigura dumneavoastră candidaturile. Deci este o rugăminte. Că dacă o respectați, nu o să avem niciun replic. Credeți dumneavoastră că poți să capabil așa ceva? Doi. Eu mi-am spus ce am pe suflet. Nu am spus că faci. Nu am zis. Am rugat. Da. Special și mai special. Trească Doi la mână. Am aceeași rugăminte către personalul primării. Funcționari publici, personalul contractual. Să nu intre în asemenea jocuri, că nu au voie să fac politică. Noi venim pe aici, plecăm, ei rămân. Intră să-și vadă de treabă, liniștiți, pentru că altfel și ei au probleme cu contractul de muncă. Deci am rugăminte specială la angajați. Nu intră în chestiuni revarșar de față de un candidat, patriotar de față de altul, să susține că nu-i corect. Deci la trageța și rog, dacă mă văd, să nu intre în asemenea joc, chiar dacă mi-l cere Popescu sau Ioneasca. Da? Mulțumesc. Dacă mi-l cere, îi poți spune domnul Liceanu. Mihăiță. Da. Domnul primar, nu știu dacă aveți în intenții de a mări suprafețele pentru crescătorii de animale în începutul acestui an, pentru Abia. Din mări nu am cum să-l măresc. Deci, este... Nu. Stați un pic să vă întreb. Până nu vin ei, am înțeles ideea. Până nu vii ei cu o solicitare și până verificăm. Domnul secretar, deci rugămintea este, uite că chiar n-am apucat să vorbesc, că am vorbit cu doamna Dici. Ai vorbit? Am făcut centralizare. Gata. Deci dacă de la APE este disponibil și animalele, zonele pentru animale sunt libere de sacini și cumva întrune, să comașează suprafeții, nu poți să-i dai la unul la ștejar care 10 oi să lucra. Cu dragă inimă, deci eu n-am nimic împotrivit de toate. La maxim, din câte am înțeles, eu am vorbit cu cineva la APE și se va duce pe unitate la maxim cu pășuni. Cu 3 hectare pe... Dragă inimă, că vorba să iau ești la acasă. Interesul nostru este să dăm toată pășunea, un ban. Da. Deci fără probleme. Dacă o să o curăță, dacă îți iei și de acord, semnează contractul, asta e treaba. Cere niciun răs. Domnul Tănași, APE-a rezolvată treaba.
Referitor de amenajamentul pastoral, noi eram în, nu știu, știți ceva, ce stadiu este, gata, terminat. Mai este la neamul 3 ani, Era neam Mircea, nu? Era domnul Abăruș prima. Da, dar știu că parcă atunci Ana Rona, când trebuia să concesiune, a mai spus că nu se poate, că n-ai amenajament. Cum adică? S-a făcut unde după ce s-a făcut. Nu, era noi l-am. Documentația este depusă de mine, dragi. Documentația depusă, el și-a făcut. Documentația... Nu mai aminte așa de acum 3 ani, 4 ani, 5 ani. Este bine, ți-am la arhivă. Da, dar puteți și dumneavoastră să anunțați crescători de animale, că sunt oameni mai în vârstă, care chiar nu știu treaba asta, să vină să modifice frumos pe contract cu suprafața care trebuie. Ii ovini, bovini, ce au dat și că e păcat să stea pășunea asta degeaba și să nu se folosească din bani. Solicitări sunt făcute, în schimb nu aveam centralizarea de la APIA, ei nu fac centralizări la contractele care au fost reziliate. La ei apar ca și suprafețe date. E Cătălin, nu trebuie să te superi. Și atunci eu... Discuția de noi am făcut... Haideți să vină cum ce șem discuție. Mai ai ceva? Nu, atât. Domnul Vică. Da, vreau să mă adresez domnului primar. Da, domnul. Am o dispoziție, numărul 10 din 23 ianuarie 2020, privind constituirea Comisiei de Verificare a Beneficiarilor de Instalații de Furnizare a Apei și a Contoarelor de Apă a Consumatorilor pe raza Comunei Scorțeni. Aici ați numit o comisie, da, din care fac și o parte. Da, vreau să vă spun că nu sunt de acord cu numirea mea și să numiți altă persoană. Numim pe altcineva. Lăsați-l ultima dată. Domnul Sergel. Aceeași poveste. V-am zis ultima dată. Sergel, nu mai gata că n-am. La comisia respectivă, ca să nu existe conflict de interese, exact cum a spus și Vică, să fie componența comisiei din persoane care nu sunt beneficiare de contract de apă. Și pe cine se vine în loc? Nu știu. Găsești pentru că intru în conflict de interese, Vică intră în conflict de interese. Vasilica la fel. Găsiți? Nu, dar găsiți că mai sunt consilieri, mai este personal în primărie care nu beneficiază, consilieri care nu sunt. Eu am stabilit o comisie mai amplă. Uitați, de exemplu, domnul Zanfirescu nu beneficiază de apă și îi bine să facă parte. Doamna, știți cum e, dumneavoastră, vă spun eu care e treaba, deci... E bine, abia să află situația aveți, exactă. Aveți, doamnă, opriți-vă că nu... Aveți aparat administrativ. Am pus 3 de acolo, am și 2 consilieri, adică... Comisia. Băiatul care citește. Asta face parte din aparatul administrativ al primarului. 3 oameni. Un președinte. Păi este lăzăresc, este polițist, eu l-am pus pe băiatul care am contract cu apa. Este totul perfect. Este suficient. Nu mai mânați în consilieri una sau alta. Aveți aparatul administrativ care prin dispoziția dumneavoastră execută, domnule. Eu sunt de acord, dar eu am zis să fie mai amplu ca virgulă consilierul când apare în fața dumneavoastră să fie credibil că face parte din consiliu. Da. Domnul, e ușor a scrie versuri când nimic nu dar aici este vorba din potrivit cuvinte goale ce la urmă au zis. Aveți aparat aveți aparat administrativ, puneți aparatul administrativ așa cum ați spus. Da. La treabă. Dar dispoziția este acolo, făcutul numai cred. Dispoziția este dispoziția primarului cu 3 oameni și faceți treaba. Păi da, ești pe asta. Bine, gata, o să faceți cu 3 oameni din aparatul propriu al dumneavoastră. Doamna Sfântreanu, spuneți. Da, cetățenii sunt nemulțumiți de drumurile care sunt dezastroase. Da. Avem depozit de balastru acolo, avem buldo, excavatori, să mai meargă pe uliță, să mai pună. Păi chiar vorbiți cu domnul Vasiliu, cred că săptămâna viitoare făcut pică, nu piște tot e dezastru. Nu-i piște tot, dar... În spatele dumneavoastră, că am discutat... Ascultă-mă o leacă, domnule. Chiar am vorbit, luni am înțeles că doamna Vici o să cheamă, adică după întâi, cheamă băiețele la ajutor social, aveam nevoie de forță fizică, adică iau cupa de balastru, dar cineva cu lopata și da, știu despre ce vorba da, la pic. Ei, din luni încolo o să ocupi Vasiliu cu piatra să
unii trebuie plombat, pentru că acum aș mai mult ne amăgim că șolul este înghețat, doar găurile alea. Dacă oprim, măcar pe moment. Mai intervenim în primăvară, mai intervenim. Și ar lega de podul de la Parascan. Da. S-a început a efectua unele lucrări și s-a oprit. Vremea s-a oprit. Vă ajută vremea. Vă ajută foarte mult vremea pe mine, dar vă spun eu de ce. Păi vă întreb. Vă spun, deci PNDL-ul 2, PNDL-ul 2 este blocat de nou guvern. Da? Banii care trebuie să primească beneficiarul pe două facturi emise, pe PTH și pe amenajat ce-au făcut acolo, făcut și solicitări la București, când intră banii în cont, ca omul să aibă certitudinea că își va primi banii la final, într-o lună s-a făcut podul. Deci nu eu, poate să fie și domnul Măgirescu, înapoi primar și domnul Zavirescu. Până nu-l intri banii în cont, nu-ți faci podul. Între timp, vă spun eu, de acolo ai spera multe autorizații, s-au făcut vreo două, tot pe banii ăștia. Nu, autorizația nu sunt finanțarea și de te expiră asta nu e problemă. Nu, dar deci e logic, nu cred. Eu trebuie să ne apunem la podul. Eu azi aș vrea să termin. Deci un pod început cu noi. Da, dacă nu s-a mai înscris, alții doar v-ați spus că mai aveți ceva? Nu, mulțumesc. Nu, având în vedere că s-au epuizat toate punctele, tot ce a fost discutat, de clar, închisă ședința, spuneam domnul Sănătate. Ne-am indicat, te rog frumos, spune și matale două, trei cuvinte.